Cu fiscalul. Doamnelor și domnilor, ca să ne relaxăm nițel, dar să vorbim și cât se poate de serios, în direct din Chicago sunt surorile Bretan. Pe Laura Bretan ați toți văzut-o la Neață, dar pe Estera, surioara ei, n-ați prins-o din ce mi-aduc aminte. Bună dimineața, fetelor! Bună, bună! Cât e ora la voi acum? Bună dimineața! Și aveți voie să stați treze până la ora asta? Păi, făceam legile, desenam puțin. Am vrut să vă salutăm din Chicago. Mulțumim tare mult că a stat până la ora asta pentru noi. N-am apucat la ora, să spunem, la mulți ani. Ai devenit majoră, cel puțin în România, pentru Statele Unite. Mai ai de aștepta vreo 3 ani din ce știu eu. Thank you, thank you. Cum a fost petrecerea? Ai apucat să faci petrecere cu prietenii sau ați intrat în carantină și a fost mai greu? Încă nu. Ziua mea e pe 7 aprilie. Pe 7 aprilie, iartă-mă, m-am uitat. M-am uitat greșit în calendar, deci o să o faci acasă, nu? Da, da. Cu siguranță, da. Poate facem o petrecere pe online și atunci o să ne bucurăm fiecare în sufrageria noastră de cei 18 ani ai tăi. De cât timp stați în casă? Cam așa. Sunteți obișnuite să stați împreună mult timp, deci nu cred că v-a deranja foarte tare. De obicei frații se cam ceartă, dar nu e cazul vostru. Sau? Câteodată, dar ne băcăm după aceea. Ce faceți să vă treacă timpul? Cu ce vă ocupați? Desenăm, stăm la pian, cântăm, da. Dormim, mâncăm, că ne-mi place mâncarea. Câți frați sunteți voi acasă? Suntem trei. Sunteți trei și acum în carantină doar voi două? Mai avem un frate mai mic, dar doarme. A spus la culcare. Cum e situația? Cum se vede situația prin ochii unor adolescente, situația din America din perioada asta? Să vă zic sincer, eu nu mi-e frică, pentru că știu că este un Dumnezeu asupra noastră care este puternic și este în control. Dar nu-mi place prea mult să mă uit la știri, că nu vreau să mă sperie sau cei de lângă mine să fie speriați, că nu-i bine să-ți fie frică. În Chicago, ce știți, se respectă interdicțiile astea? Oamenii sunt pe stradă, sunt la cumpărături, au o viață normală sau s-au conformat deciziei autorităților? Da, sigur, au voie să ieși afară, să umble pe afară, dar mai mult, majoritatea din oameni respectă regula asta să stăm acasă, este cel mai indicat pentru fiecare familie, cel mai safe. Estera, cum e Laura când stă prea mult acasă? Cântă tare mult și face fetele. Nu. Sunteți în sistemul ăsta de homeschooling? Primiți acasă temele, le rezolvați și le trimiteți mai apoi? Da, facem online pe computer. Ce accent ai, mă scuzați că nu pot lua urechile de la el. Dezinfectați lucruri, aveți, noi suntem ușor, cum să spun, cucu la cap în perioada asta, ștergem toate clanțele pe care punem mâna, ștergem pantofii, ștergem blaturile de bucătărie foarte des. La voi e mai relaxată treaba? Nu prea. În continuu ștergem, dezinfectăm. Special dacă ieșim afară, în spate la casă sau pe curte, zic, da. Aveai 18 orașe de trecut în turneul tău. Nu știu dacă ai apucat să faci vreunul. Încă nu. Le-ați amânat sau le-ați anulat? Le-am amânat. Când au spus organizatorii că s-ar putea să reluați activitatea?
Chiar nu știu încă deocamdată, dar sper că în curând, că de-abia aștept să mă reîntorc în România. Vă mulțumim tare mult că a stat atât de mult în noapte la voie 1, îmi spuneai, pentru o intervenție la Neața. Vă ținem pumnii să ascultați de ordinul autorităților, să nu părăsiți casa dacă nu e nevoie. Vă descurcați voi să nu vă plictisiți. Vă așteptăm în România. Ne e tare dor de tine, Laura, și poate vii și cu Estera data viitoare să ne bucurăm de o familie frumoasă. Salutări la Chicago! Să fiți bine! Să fiți bine, să stați în casă! Da, e complicat. Laura avea la 18 ani, 18 orașe de parcurs într-un semi-turneu.